din lucrările de specialitate, aflăm că în județul Arad ar fi existat 40-42 de cetăți medievale. Cuprinși de curiozitate, am încercat să aflăm la fața locului câte dintre ele se mai pot vedea pe teren. În Muzeul de Istorie al județului am găsit săl pline cu documente și mărturii privind perioada medievală. De la diploma Sfântului Gerald, arme și armuri, podoabe și obiecte de folosință cotidiană, hărți și diplome până la machete ale unor cetăți ce au aparținut nobililor cavaleri ai timpurilor de mult apuse. De la Arad am plecat pe teren în căutarea cetăților aflate în câmpia Mureșului. Până la Lipova, pe șoseaua asfaltată ce străbate frumoasa vale a Mureșului, nu ne-a atras privirea niciun monument arhitectonic deosebit. La un moment dat, în curbura șoselei, pe cer, s-a profilat o impunătoare cetate medievală, un adevărat cuib de șoim. Era cetatea medievală Șoimoș. Localitatea Șoimoș aparține administrativ de orașul Lipova. Înainte de a ajunge la cetate, am trecut podul peste Mureș și am intrat în oraș cu speranța că aici vom găsi urmele vechii cetăți Lipova, atestată documentar încă din secolul al XIII-lea. Niciun indiciu nu ne îndreptățea să considerăm localitatea mai veche de secolul al XVI-lea sau al XVII-lea. În piața principală, urmele vechiului bazar turcesc ne atrag atenția. Acesta a fost construit în a doua etapă a stăpânirii otomane, dintre anii 1613-1716, pentru a satisface cerințele schimburilor economice foarte prospere din zonă. Cei 8 pilaștri masivi, cu aspect cilindric, legați între ei cu arcade, străjuiesc și acum fațada principală. În documente se vorbește și de o mare moschee. În prezent, bazarul este singura mărturie a stăpânirii otomane peste aceste locuri. Dinspre piața centrală se profilează silueta unei svelte biserici. Este Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, o capodoperă a artei feudale românești. Ea a fost construită de cneji români de pe Valea Mureșului sau, dacă ar fi să dăm crezare tradiției, chiar de Basarab I, domnul țării românești. Ca și restul monumentelor de arhitectură, acest lăcaș de cult
a suferit de-a lungul timpului mai multe transformări. În anul 1797, puternica comunitate românească din Lipova, investind sume considerabile, a prelungit biserica până la forma actuală și a înălțat turnul clopotniței, înfrumusețându-l cu elemente de decor în stilul baroc și rococo, iar în anul 1928 s-au adăugat galeriile din interior. Nava veche, situată la intrare, se poate distinge pictura realizată în secolul al XV-lea. Nicolae Iorga afirma că această pictură este asemănătoare cu pictura de la Viforâta din Țara Românească. Lăcașul a fost pictat în secolul al XVIII-lea și la exterior. În prezent, biserica este tencuită și nu se mai poate distinge mai nimic din freșcele bizantine realizate de pictorul Nedelcu. Lăsăm în urmă centrul orașului Lipova și ne îndreptăm pe șoseaua principală spre Ratna. În piața centrală a localității se impune privirii prin masivitate și eleganță biserica mănăstire Sfânta Maria Ratna. Spre dealul Cioaca Tăuțului se vede cetatea medievală Șoimoș. De jos, de la poalele dealului, ni s-a spus că drumul este foarte anevoios și greu de străbătut, chiar și pentru cei antrenați. Iar pentru noi, ce aveam de cărat și aparatura de filmare, părea a fi ceva aproape imposibil de realizat. Nu am crezut și am început urcușul. Ajunși pe culme, am înțeles de ce se spune că Șoimoș este cuibul Șoimului.